Hai să-ți arăt și niște chestii un pic mai avansate. Hai să facem balustrada, scara pe care să intrăm în piscină, da? Fără toolbox, pe asta încercăm să o facem noi. Cum facem scara? Păi, putem să băgăm cilindru pentru mâner. Hai să rotim, uite așa, hai să debifez coliziunile, să pot să rotesc așa, îl ridicăm în sus, îi băgăm la material metal, tragem până aici. Acum, cum facem noi să îl îndoim așa? Asta e o provocare, nu? Cum să îndoim un cilindru? Am putea să-i dăm ăstuia duplică, să-l mutăm, adică acum deja intrăm în chestii mai avansate, nu? Și acum cum îl îndoim? Că nu avem decât rotire. Și ne iese așa? Și nu vrem să ne iasă așa. Cum facem noi să astupăm gaura asta aici? Hai întâi să le aliniem pe astea așa frumos. Așa pare că sunt aliniate. Dar cum astupăm noi treaba asta de aici? Ce ai zice să folosim o sferă? Luăm frumos sfera și o băgăm aici. Au, ce mare e! Ia să vedem asta ce dimensiune are. Pe X2. Ah, l-am făcut exact de un stat. Perfect, dacă are 1 e bine. Aproape. Aproape. Hai să vedem cum le aliniem. Aici ar trebui să folosim aliniere. Da? Și trebuie să aliniem pe albastru, adică pe Z. Ok, la mijloc, perfect. Ia uite-le. Așa da. Tragem un pic mai jos și este aproape. Aproape. Perfect. Adică ceva de genul ăsta. Și atunci pe ăsta îl tragem așa. Ei, altă viață. Altă viață, nu? Acum, hai să-l facem pe ăsta un pic mai mic. Așa. Luăm cilindrul ăsta, îi dăm duplică și luăm frumos și îl mutăm. Pardon. Luăm sfera. Sfera, care asta este sfera. Îi dăm duplică. Ok, dacă ești deja constructor o să-mi spui, există plugin-uri pentru treaba asta. Da, știu că există plugin-uri, dar hai să învățăm să facem lucrurile așa cum ar trebui făcute. Frumos? Frumos. Ok, hai că lăsăm atacă mie lene să mă duc și în partea aia în jos. Acum, hai să grupăm lucrurile astea. Îi dăm acum un grup și îl denumim frumos bară dreapta. Pentru că o să-i dăm un duplicate, o să-l tragem mai în partea aia și asta o să fie... De unde ai știut? Bară stânga, exact. N-am ales totul. Ok. Deci ne-a mai rămas bila aia. Hai să-ți arăt cum băgăm bila în model. Deci bila asta am uitat să o băgăm în model, da? Și ar trebui să fie în bară dreapta. Păi cel mai ușor, o luăm cu drag and drop și o aruncăm aici. Pac! Gata. Și acum îi dau duplicate și bară stânga. Ok. O tragem un pic mai încolo. Și acum luăm și noi din obiect, luăm partul ăsta, îi dăm duplicate, îl tragem în afara obiectului, îi băgăm aici în workspace. Așa, îl rotim frumos. Pe ce direcție? Nu pe direcția asta, noroc că e cilindru și nu am făcut alte prostii, ci pe direcția asta. Îl scalăm un pic să ajungă până aici și până aici. Și acum îl mutăm. Da, știu, e enervantă treaba asta, știu, plugin-urile ne ajută mult mai mult. Ok, asta e. Duplică, pac și pac. Duplică, pac și pac. De fapt, aveam aliniere, aici mă mut ca nebunul la șah, numai pe diagonală. Și acum, le selectăm pe toate, selectăm pe ăsta, control, 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 control și îi tragem un grup. Ok. Asta este scara. Hai să o testăm să vedem dacă poate omul să urce pe scară. Nu, n-am făcut-o intenționat. Chiar am uitat să... exact, să ancorez. Deci, nu-ți fă griji dacă ui să ancorezi. După cum vezi, se întâmplă și la case mai mari. De fiecare dată. Și nu merge. Mai trebuia o scară jos cât să poată și el să pună piciorușul, nu? Ok. Nu e problemă. Deci, sfatul numărul 1. Testează cât de des posibil, da? Intrăm în model, luăm și noi o treaptă, îi dăm duplică, a pus-o tot în model, e perfect, doar trebuie să o luăm și să o mutăm mai jos un pic. Și testăm. E, așa da. Super. Hai că de acum deja ai trecut la nivelul 2, deja știi să faci lucruri mai avansate și începi să-ți imaginezi, să-ți dai seama cum poți să faci lucruri și mai complexe, da? Felicitări și la mai multe!